Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash of Royale. Da, astăzi ne jucăm niște Clash Royale. Vreau să mai jucăm și noi niște Clash Royale, pentru că n-am mai jucat de foarte, foarte, foarte mult timp Clash Royale, trebuie să recunosc că, adică, mai filmam. Adică ați văzut că mai aveam clipuri, dar n-am mai postat, vreau să zic că știți că filmez, dar nu am mai postat de ceva timp, pentru că la ultimul episod nu s-au strâns deloc multe like-uri, nu v-a plăcut deloc, adică în Facebook a fost foarte impozitiv, dacă pot spune, sau negativ, hai să zicem negativ, și se pare că o să înceapă Retro Royale. Nu știu dacă știți despre Retro Royale, eu despre Retro Royale vreau să vorbesc astăzi. E bine, Retro Royale e un challenge făcut la mișto, practic. Deci aveți un free entry și gen top prize, uitați-l, la 6 câștiguri, deci 6 winuri. Practic ce se întâmplă? O să fie toate iconițele alea vechi pe care erau înainte la Clash Royale, când a apărut jocul, pentru că practic retro înseamnă un fel de throwback, adică să fie totul cum era înainte. Cam despre asta este vorba când vorbim despre Retro Royale. Și o să fie destul de șmecher. Din câte am înțeles, poți să-ți dai un deck din ăla random, gen ai un buton, dai un deck random și poți să joci cu un deck random dacă vrei, sau poți să-ți faci și tu deck-ul tău propriu, tu alegi chestia asta, nu este niciun fel de problemă. Haide-mă aici, cine știe, staff pentru, am înțeles, bun. Hai să vedem acum cu ce deck să jucăm noi astăzi, ne jucăm și noi, cred că 2 meciuri sau 3, să vedem câte meciuri putem să jucăm. Până ne plictisim, nu de alta. Astăzi vom încerca cu deck-ul meu, pentru că am aici un deck, să vedem dacă merge bine, să vedem dacă nu merge. Eu cred că ar merge bine, doar că ar trebui să pun un cannon. Eu zic că ar trebui să pun un cannon, sincer, în locul... Cred că în locul tău. De fapt, ești bun. Na, lasă, hai să încercăm așa deocamdată. O să încercăm așa. O să vedem cum este așa, dacă este bine sau nu. Eu zic că este. Hai să vedem și noi ăsta. Lasă așa. Să se audă cât de cât și jocul. Nu știu cum se aude, pentru că, vedeți, nu port căști, că oricum port căști toată ziua când mă joc și mă plictisesc de căști. Și aș putea totuși să fac asta dacă vreau. Boom! Mi-a dat bucată, bă. Și o să punem și un witch. Omorâți repede ăla. Omorâți-l. Ok. Nașpa că n-a apucat să facă prea multe. Dă-i damage. Mamă, ce prost am jucat-o asta. Dă-i cât poți. Mamă, cât de prost am putut să joc. Ok. O să încercăm un... un Hog Rider. Ce părere aveți? Plus un Ice Spirit. Hai să vedem hogule. No, bitch. Don't do that to me, bitch. Ok, o să dau deloc. Pentru că o să-i dau și damage pe turn. Cred că-i dau vreo 100 și ceva? Da, cam 100 îi dau. 100 și un pic, cred că-i dă logo. Și i-am dat și cu... Ok, asta-i nașpa. Ok, deci asta e foarte nașpa. Dart Goblin în acțiune. Da, n-avem ce să fac absolutamente deloc. Încerc să mă apăr acum, dar e greu. Și niște Archer ar merge pe spate. Și poate un Rage Spell, pentru că de ce nu? Pentru că dă foarte bine Dart Goblin și îmi place de el. Și vreau să văd arcașele mele cum vor da acolo. Câtva, că e groasă, bă, e groasă treaba. Nu e bine. Nu e bine, bă. Oh my god, n-avem ce să mai fac. Asta, fucking deck, dude. Oh my god. Nu uitați, fraților, dacă mai vreți episod în continuare să postăm și noi Clash Royale, să apăsați pe butonul de like, să strângem și noi cât mai multe like-uri, pentru că o să mai postăm dacă văd că vă place. Dacă nu vă place, mai postez, simplu. Simplissimo. Oh my god, băi, fucking deck-uri proaste și enervante și you fucking piece of shit. Piece of cake. Ok. Fiți atenți, facem pasta de aici. Și trimitem și un Ice Spirit, hai. Hai că se poate, hai. Acolo, ăla e freeze-ul, bun. Bun. Și acum putem să apărăm aici. Ok, lăsăm pe ăla să facă treabă. Noi o să-l punem pe Royal Giant pe partea asta. Plus pe voi, drăguțele de voi. Plus un Rage Spell, pentru că e bine. Și dăm drumul la Rage Spell. Ok, și punem un log. Logul pus foarte prost, pentru că nu mă așteptam să pună chiar în locul acela un fucking... Ok, asta e nașpa. Îi nașpa rău, de fapt. Da, e groasă, am pierdut turnul. N-am ce șansă. Poate doar să încerc un Royal Giant push din nou. Că altceva ce să fac? Serios acum. No! Ok. Am pierdut, e ok, da. E good game. Îl blochez pe ăla, dar n-am nicio șansă, mai e 3 stele. Păcat, tipul a jucat clar mai bine decât mine, dar avea și un deck bunicel și mai cu well play cu de-astea. Bă, măcar nu-și bate joc, sau să-mi ia la Caterinca. Cred că aș putea să fac asta un pic mai mare, nu? Da, mă rog, las-l așa.
Măcar cât să se vadă. Din câte mi-am inteles, vă plăcea mult Clash Royale, dar la ultimul episod n-a fost de multă susținere, deci am zis hai să nu mai filmez, că e clar că poate nu le mai place, nu știu. Și văd că suntem foarte puțin, tot 50 de membri, deci clanul e chiar full, deci nu e de glumă. Și văd că tipul ăla de 5.000 ceva de trofee o ieșit, dar mie nu prea se joacă lumea în clan. Eu mai mult doar intru ca să cer chestii, că lumea îmi dă când cer. Și nu mai pot să joc clan chest, asta e nașpa, vreau să joc doar la dublu, bă. Bă, vreau să joc dublu. Și atunci, dacă de Kissimo acesta nu merge, să rom un deck random. Ăsta are un deck bun, are bandit, bă, du-te, bă, are bandit. Ok, dacă tipul ăla are bandit, atunci noi mergem la global, mergem la cea mai bun player pe care are și el un deck fără cărți pe care eu să nu le fucking am, cum ar fi minerul sau fucking ice wizard sau fucking princess pe care toată lumea o are. Aparent eu nu am. Și mă cam enervează ăștia. Ok, se pare că deck-ul ăsta l-am și aș putea să-l încerc. Hai să încercăm deck-ul ăsta. Pare un deck bun, pare un deck overpowered. Să zicem, sperăm că mi l-a dat și-l folosesc. Da, îl folosesc, ok. Deci vom folosi deck-ul acesta astăzi. Hai, fraților, să vedem dacă este un deck bun sau dacă este un deck nașpa. Nu știu cum este personal, că de-abia l-am luat. Vom folosi Furnace-ul. Am învățat să folosesc Furnace-ul. Știu unde se pune. Am văzut un videoclip de la Chief Pat și acum știu unde se pune Furnace-ul. E ok, omul e un căpiat. De fapt, nu e un căpiat, că am level mic la ăsta. Știe el ce face. Muchacho. Ok, pune-te pe partea asta. Fiți atenți. Fiți atenți, băieți, că e groasă. Mă asigur că se blochează pe ăla și pun pe ăștia. Dă-i acolo. Ăla-i. Easy peasy. Pe partea asta punem unde asta. Ia. Și acum omul râde la mine. Ia să vedem dacă mai râde el la mine. Cu atâta poftă cu cât a râs mai devreme. Să-i pun un zap. Bine. Bine și zapul ăla. Ok, frumos. Nu-i dau turnul jos sub nicio formă, dar nici departe nu sunt. Adică e ok. Pot să mă apăr pe partea asta cu Furnace, pentru că de ce nu? Vede, nu știu ce o să facă el. Cu toate că ăștia ai mei sunt mult prea mici. Are Furnace, are Furnace de 6, frate. Dar totuși ăștia ai mei mici o să îi blocheze pe ai lui. Deci e foarte, foarte bine. Iar eu, ghiciți ce am? Am un Lightning. Iar Lightning-ul acesta poate fi folosit pentru a distruge Furnace-ul lui și ai da și damage pe turn. I-am dat vreo 600, ceea ce e foarte, foarte bine. Dar în schimb eu o să pun acești scheletroni pentru că vreau să îl omoare pe hogul ăla. No, nu-mi zice că ai făcut asta, bro. Nu îmi zice că tocmai ai făcut asta, nu poți să te mai lasă să dai damage, îmi pare tare rău pentru tine. O să zic că să folosim probabil un zap, no, degeaba. Degeaba, 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 dar este ok, este ok, noi ne vom descurca și așa. Oh my goodness, ce useless e omul. Knight! Easy, easy peasy lemon squeezy. Direct Royal Giant și... Ok. Zap! Un zap perfect, as always, dar nu știu ce mai pus, adică a pus el acolo cartea, a pus-o să fie. Nu! O să-mi omoare minionii, dude, that's so bad. De fapt, se pare n-au ce să-mi fac. Pot să încerc un lightning, dar nu s-ar merita, sincer. Pot să încerc asta, plus pe ăsta, pot să-l încerc dacă vreau. Plus că dacă se blochează ăla pe ăștia, da, pot scheleții mei să-l omoare. Bun, 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 easy, easy. Bun, și acum putem Royal Giant în față și cred că putem să-i dăm și turnul jos pentru că avem Lightning Spell-ul. Hai să ne mințim că avem Lightning Spell-ul și o facem pasta de aici. Boom, boom. Și acum Royal GG-ul îl va sfârma. Foarte easy. Vom folosi și un Electro Wizard pus perfect. Bang, bang. Și acum, oh my god, e groasă, e groasă, e groasă treaba. E groasă rău treaba. Măcar să n-ajungă tipa aia la turn, că da, n-ajunge, ok. Mamă, mamă, Electro Wizard. Bun, 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 bun. Hai că ne-am apărat, hai că l-am bătut pe tipul. Nu cred că mai are nicio șansă. O să punem și un Lightning la mișto, dar nu mai avem timp. Se pare că am câștigat și noi primul nostru match. Mulțumesc mult de tot, chinezoiule, sau de la cine am luat eu deck-ul ăsta, am luat de la top player. Da, e un deck bun. Se pare că e un deck chiar bunicer și mi-a adus și mie o coroană pentru crown chest-ul meu acolo. O să deschid și eu crown chest-ul, cine știe, poate în viața asta sau poate în altă viață. Cred că mai jucăm un singur meci să vedem. Deci 3 meciuri pe episod, eu cred că este un număr destul de bun de meciuri. O să folosim Furnace pe partea dreaptă. Și acum aș vrea să upgradez Furnace-ul pentru că din câte știu pot să-l fac la level 6. Doar că am nevoie de bani, n-am bani deocamdată și e groasă, e groasă rău treaba. Treaba e groasă rău, băieți, nu știu cum ne descurcăm. Dar o să punem un Royal GG să dea damage la... La ăla, că altă treabă n-am și eu. Și o să facem asta și... No, no, don't tell me you done that, bitch. Don't tell me you done that, bitch. Mamă, 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 și n-am ce să pun, fii atent. Deci n-am ce să pun. N-am ce să pun, no, n-am ce. Bă, bine, bine, bine.
Pune Knight, Knight, Knight să-i dea damage, pentru că Knight-ul dă destul de mult damage. Și, oh my god, vine cu Prince, frate. Fucking Prince. Iar eu o să pun asta, Electro Wizard. Hai, Electro Wizard-ule. Ah, mamă, ce-a murit Electro Wizard-ul, bă. Bine. Mi-a dat mult rău de tot, deci groaznic a fost. A fost un trade groaznic pentru mine. Și probabil o să se apere împotriva acestor minioni cu niște Fire Spirits. Alt jucător căpiat. Fucking jucător căpiat ce ești tu. Ok, punem Furnace pentru că nu se mai poate. Nu se mai poate, băieți. Ok, punem Furnace. Hai să vedem cu Furnace-ul ăsta cum reușim. Să sperăm că o să reușim, de fapt. Oh my goodness, nu e bine. Mamă, vedeți degetul ăsta? Mamă, vedeți că... asta e degetul care a fost rănit la viața lui, bine. Și încă e tăiat pe jumate. Nu știu cum îl mai am, dar da, îl mai am. Cred că vom pierde meciul ăsta pentru că tipul ăsta are un deck destul de bun și... și mă cam bate cu el, sincer. Punem și noi ăla să ajute acolo. N-am ce să-i fac lui GG ăla, lui Royal GG, sincer, m-a spart. Punem ăsta un zap aproape perfect, dar... aproape de perfecțiune totuși înseamnă ceva. Și o să apară și double elixirul, ceea ce este nașpa pentru el și pentru mine, de fapt, că pentru el mai puțin. Easy boy! În sfârșit am făcut și o schemă bună. Și pregătesc un lightning, dar nu cred că o să mă ajute prea mult. Fiți atenți că am o idee. Ok, fac asta. Bun, bun, bun. Și pregătesc un... mamă, n-avem ce să-i fac. Tipul e nebun. Ok, ok. You fucking pizdiaști. Ok, fii atent. Că mă enervez. Zapu, Electro Wizard. Ăla-i, hai. Cât de cât. Cât de cât acolo. Bagă-i pe amicii. Ăla-i mă, bine rău. Hai. Knight în față. Zap. Cât am putut și eu acolo să apăr. Mamă, tipul e un căpiat cu prea multe cărți nașpa. Nu-mi place asta. Încă un Royal Giant. Dar n-am elixir, frate. Rămân fără elixir, efectiv. Deci uitați-vă și voi, rămân. Deci fără elixir, frate. Deci fără elixir am rămas. Hai. Ei, trebuie lightning. Trebuie lightning. No way! L-am lăsat în 176. Păi da, fraților, sper să vă duceți, să vă fi plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să suntem noi peste, nu știu, 400 de like-uri. Dacă suntem, suntem șmecheri. Eu am fost Alex, noi ne vom revedea data viitoare. Microfone.